casă, eram în picioare și mi-a rugat la Domnul și Domnul Dumnezeu vine blind, așa cum el totdeauna face. El vine și spune la mine, tu știi că e tam. Pe nu cine crede că este mântuit. Aici suntem în patru predicători, Doamne, așa și am spus, Doamne, rog frumos, tu te înțelegi foarte bine cu Domnul, da? Domnul vorbește așa bine, așa minunat. Pentru că tu cunoști vocea Domnului, pentru că tu te apropii de la Domnul, Dumnezeu nu te lasă în confuzie. Vine Dumnezeu, se apropie lângă tine și te face un studiu. Și tu înțelegi mai mult decât tu poți întâlni. Cu studiul că Dumnezeu te face și tu înțelegi mai mult. Atunci Domnul Dumnezeu spune, Tetanul, nu toate predicatorii care predică sunt mântuiți. Am spus, Doamne, ce înțelege asta? Nu cine predică este mântuit, dar cine împlinește este mântuit. Doamne, am spus, Doamne, dar eu pentru mine și-am făcut. Doamne, ce-am făcut? Eu sunt mântuit. Nu vorbesc despre tine. Eu vorbesc că tu va vorbi pentru alții, că nu pentru ce o persoană predică. El este mântuitul. Mântuitul este cine împlinește voia Domnului Lui. Și vedeți un puțin în pildă care Iisus Hristos ne vorbește despre samaritanul. A trecut un preot, a trecut, a văzut un necazul. Nu le-a interesat. Unevite s-a dus să mai departe. A trecut un menită, nu le-a interesat. Dar a trecut un străin și a împlinit-o voia Domnului. Cine este mântuit în așa trei persoane? Vedeți un puțin că de multe date și vreau vă mulți, în primul rând, în față de un ceva. Eu vorbesc cu o frate Violet, acum el este pastorul conducător de această biserică. Voi, biserica, voi vă ajuta pe această lucrare și în predicare și în plinire voi acolo. Cine de voi s-a rugat astăzi pentru frate Violet? Cine s-a rugat? Vedeți ca de mine de sus. Cine s-a rugat astăzi pentru frate Violet? Aleluia! Ascultă-te! Cum vă simt în peste voi? Vedeți-vă! Vedeți-vă voi, vă simt! Dați-mi cu voi! Dați-mi voi, cu Duhul Sfânt să fie El patron! Mă apropiu cu sinele și-o voi! Dați-mi cu voi, vă simt! Rog frumos, un pastor este pusul de la Domnul. Dacă e pusul de la oamenii, e foarte periculos. Dar dacă e pusul de la Domnul, el este ca un tată. Și copii sunt pe legea tată și tată sunt pe legea copii. Un pastor e ca un tată, îngrijește, ajută, încurajă, bărbăteasă și predică Evanghelia și împlinește la Evanghelia. Și copiii de la Domnul se roșe pentru ei, pentru ei, și el se roșe pentru toți. Și vreau frumos o familie de la Domnul, așa cum este o cantare. Și e minunat să fii într-o familie, nu? Păi știți altă cantare, nu? Ha? Da. Ce minunat să fii dintr-o familie, familie sfântă în Domnul Iisus. Și vreau frumos, frații noștri, vedeți cum puțin în Domnul este familia italiană, romena, zidaina, romana, romena, cum așa, este de toate țarele. Și toată biserica de la Domnul e făcută de o familie. Dumnezeu nu are 100 de familie, Dumnezeu are o familie. Una, biserica de la Domnul este o biserică. Și biserica de la Domnul are un pastore, Iisus Hristos. Și noi slujitori ajutăm pe frații, ajutăm pe surori. Când o persoană are nevoie, ajutăm, încurajăm, îmbărbătăm, sprijinim. Dar noi la ducem la Domnul. El poate rezolva orice problemă. El poate mântuire, El poate iertare, El la pace, El la bucurie, toată gloria, toată slava și toată cinste aparține Domnului. Atunci biserica de la Domnul aparține Domnului. Și noi suntem slujitori. Și vreau frumos, un slujitor nu are mare valoare, dar totuși are nevoie de frase de surori care se roage pentru el. Vreau frumos, vedeam un sfat, fiecare zile, înainte că voi vă aduceți în pat, rugați-vă pentru fratele Viorel și rugați-vă pentru toți slujitorii de această biserică. Amin.
Pentru că Dumnezeu să le dea putere. Amin. De la tine cuvântarea. Și biserica va fi o biserică vie, plină de putere. Și vreau frumos, frații noștri, Domnul Dumnezeu ne-a ajutat. Dumnezeu de multe dată a rezolvat cu probleme foarte mare. Probleme foarte mare. Și fratele Popesan a intrat și a spus că asta este la doi la casă. Nu, fratele Popesan? Asta la doi la casă. Dar eu, când am venit aici, nu era doi biserici. Atunci era singur o biserică, nu? În garganta. Și mă gândesc eu cu fratele Popesan, m-a găsuit din casa sa. Și vreau frumos, frații noștri, când am intrat în această biserică, bine, vorbești că era medicus atunci, toate frații miseregete, erau toate frații care nici e patori venit aici de 2 ani, un an, nu miseregete. Dar era un alt de la tot. Și vreau frumos, frații noștri, ce dulce este. Și m-am gândit un pic, am intrat într-o familie, din frații mele din Bistrița, m-am gândit un pic într-o familie, frații, m-au dus un coș de fructe așa mare, a spus o frate Ghetanu, mănâncă tot această coșul și tu o te aduci în România. Dar a spus astul coșul, mie nu sunt de 30 de kilogram acolo de fructe. Când vom merge în România? Că nu am un timp, eu vom merge repede. Și vreau frumosul și dragostea, iubire, această smerenie, această umilință. Unde este Domnul? Unde este Domnul? Acolo este umilința. Unde este Domnul? Acolo este rugăciunea. Unde este Domnul? Acolo este dragostea. Unde este Domnul? Acolo este iubire de frații. Gloria și gloria Domnului. Voi am cântat frumos. Mi place foarte bine. Ma voi sunteți mincuiți dacă primiți voia Domnului. Nu vorbe singurul. Și vreau frumos, frații noștri, mi place ceva. Dar, frate dragă, ascultă-mă un păsim. M-am făcut o casă în Italia, o villa. Și mafia a venit de 150 de mii de euro atunci, valore. 2200 de metri quadrate, de pământ și 200 ceva de metri quadrate. A venit cu mafia. Și a spus la mine, ascultă-mă, te punem trei condiții la tine. Trei condiții. Eu vin o familie de mafiosi, ce se poate face, frații noștri? Se plătesc un preț. Se rămâne credincios la Domnul. De multe dată este obligat să treci un încercare, mai bine, un preț. Și m-am gândit că mafia a spus, dai la noi în grade, se pasă, da, toată pământul, gratis. Doi la punctul, dacă nu, noi, vrea să tu vină la noi, să fii un mafios împreună cu noi. La treilea condiție a spus, dacă nu am o casă și nu mă duc cu ei, vine în Germania și mă omoră pe mine. Și pe mine, bineînțeles, pe familia mea. Eu am 5 copii, acum sunt la mare, atunci erau micuțe. Atunci tata mea a spus la mine o vorba. Și că e tamă. Este un om de 90 de ani. Dar încă eu pot îmbusca. Gaetano, încă eu am un prietene care putem face o armată de 4-5.000 de persoane. Gaetano, vină cu noi. Fraticule, împăratul meu se cheamă Iisus Hristos. Gloria Te. Spune-le că eu vin acolo din notar. Și al notar, când m-am prezentat, notar, mă amintesc, spune-te, mafia, vine mafia. Vine, a venit o femeie. Vreau frumos, o femeie, spune-mă așa în alta, mai micuță decât de mine, mai micuță. Și era un notar acolo, era eu, tata meu, și sora mea, la cea mai mare sora care este în viață. Atunci asta femeia, vreau frumos, că nu avea nici o valoare de nimic. Dar a venit la mine, spunea la mine, omule, tu ești un om! Așa se mi-i provochează, mi se rege, avea intenție. Am spus, de ce vrei, femeia de la mine? Ma tu ești un om! Ma tu ești un om! Dar spune, da, sunt un om. 100%. Dar sunt și un copilor, 100%. Mi-e vrea provocare. Mi se recepe așa că se face război acolo în notar. Pentru că ei căutau să mă duci înapoi la ei. Mi se recepe așa că odată că am pierdut un sens, odată că am pierdut o răbdare, și vreau cum o să venim un timp la mine, să le dau un palmo, veniva pinturile. În altă parte spuneva, iartă, Gaetano, stai revestit. Femeia strigava, ma nu ești un om, tu! O palmă, veniva gritul să le dau un palmă de-asupra.
Dacă voce spune, stai liniștit, stai liniștit, stai liniștit. Și pe rog frumos m-am pus mâinile în buzunar amândoi și am spus domnul notar, vedem că și a auzit un mirosul de urină, iertare de această mărturisire, a auzit un mirosul de urină și notarul s-a făcut acolo, înțelegete, în pantalone s-a făcut, pentru că avea frică că se pot întâmpla ceva. Tatăl spunea, Gaetano, pornesc-o, închide gură, copii, închide gură, închide gură, aici se poate porni 3-4 morte, se poate porni repede. Și el a fost, tatico, închide gură, tatico, închide gură, că tatăl mi-a vrea pornire. Și pe rog frumos, am spus la notar, unde este vopul în semnătura? Am pus în semnătura, am spus-o, femeia, spune-le că Dumnezeu se vei pune, se vei iarte din toate păcatele, și pe tine, și pe tot grupul vostru din Macros. L-am salutat-o și m-am dus. Și am prins al tatăl meu, am spus-o, tatico, ieși afară. Și nu, ieși tu afară primul, nu, mai ieși tu afară. Că dacă sunt lovită, sunt lovită eu. Eu sunt mântuită, dar tu nu ești mântuită. Dar așa omul, tatăl meu, a fost un cargător de mafia. Și noi nu știm câte sute de oameni au murit, dacă nu e. Nu știm, fratele, Viorel. Dar tatăl meu m-a bătut, m-a lovit, m-a slobit, dar când a ajuns în 94 de ani, m-a dat un telefon unde spunea el că era în rogă de pe mine. Un criminal vine în fața a un copilașul Domnului și spune că e dat un rogă de pentru mine. Dar m-am rugat la telefon și am spus că dicole, dar rogă de și cu pentru tine. Și mi este frică de la moarte, e dat. Mi este frică de la moarte. Dar înainte nu am avut o frică. Când am luptat, nu am avut o frică, dar acum mi este frică. De ce mi este frică de dicole? Pentru și eu nu cunosc pe tot. Atunci, pe rog frumos, după rugăciune, după rugăciune, am terminat pentru 10 minute, un sfert de oră, o rugăciune cu tătică, am spus, tăticule, sunt de sigur că nu te voi vedea altă dată, dar te rog frumos, cere iartarea Domnului, pentru cele Dumnezeu se te pot iartare în toate picatele. Și mă rog frumos, nu știu dacă Dumnezeu l-a iertat sau nu l-a iertat, dar mă rog frumos, vedeți un puțin că un om bătut, lovit și strobit, ajunge că un criminal africă de un copilaș lui, un criminal africă de un copilaș lui, pentru ce vede moarte negă și el spune rogă-te pentru mine. În corpul de este iartare și pentru tine, tăticule. În corpul de este iartare pentru tine, sora dragă. În corpul de este iartare pentru tine, dragă fratele. Și te rog frumos, ne ridicăm în picior. Adicule, mulțumim. Avete un coro pregatito, un gruppo di cattrezzi, avete? Te mulțumesc per essere con noi. Te mulțumesc. C'è proprio un sentimento che coro chiunca. Peggio di voi. E tu pace in famiglia tale. Credo che le molte date noi sentiamo despazzite dalla donna. Le molte date noi sentiamo con problemi. Hai il tipo che coro più canta. Un tipo che coro proste veste in alza o cantare in fasta d'oro, c'è in ebrea, se viene in cipazza, con fratelli violenti dei casi lungatori, però non si doveva lungare per lungare. Siete sicuri che hai 100 persone che hanno peccato in fasta d'oro, che se siete di parte della donna, dove siete potuti trattare il tuo peccato? De vacanza, alleluia. Prinsul e vicinul.